Eugenie Colicea, mulțumesc pentru participarea la interviul de PS News. E interesant să aflăm din partea dumneavoastră cum credeți că vor afecta aceste prevederi ale codului electoral partidele mici. UNR nu e cel mai mare partid din România, dar din postura în care sunteți, vă puteți permite jocuri politice. Care credeți că sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai slabe puncte ale codului electoral? În momentul de față, trebuie să știm că UNPR-ul reprezintă a treia forță politică pe scena românească. Suntem al treilea partid ca număr de parlamentari, iar la alegerile locale trecute am avut peste 500.000 de membri, adică în jur de 5%. De ce spun? Este singurul vot direct pe care l-am luat, pentru că în cadrul USR-ului nu știe nimeni cât au fost voturile UNPR, cât au fost voturile PNL sau PSD, deci nu s-au mai măsurat. Dar ultima măsurare ne-a dus la 5%. Ceea ce avem în Parlament acum este mai mult de 5% și prin urmare, într-adevăr, suntem a treia forță politică. Codul electoral deocamdată este într-o dezbatere și nu știm ce se va adopta. Nu vom fi afectați de ceea ce se spune acolo sau ideile care au fost acceptate. Spre exemplu, alegerea primarilor dintr-un singur tur nu este de măsură de a ne afecta, ci din contră, de a ne avantaja și ne ajuta să ne păstrăm ceea ce avem, adică primarii în funcție. Câți primari aveți în funcție? Deci, în momentul de față, avem peste 200 de primari în funcție. Avem 3 primari de municipii, de reședință de județ. Și, prin urmare, eu zic că pentru forța pe care o avem este suficient. Și asta cu alegerile locale. Alegerile care, pentru președinția Consiliului Județean, cred că este acceptabilă de către toată lumea, alegerea indirectă. Așa a ieșit în urmă. Baronii PSD nu prea sunt de acord. Baronii PSD nu prea sunt de acord cu această formulare. În primul rând, nu prea îmi place formularea baronii PSD, ci aleși locali în funcție de președinte. Este adevărat că votul într-un tur, cum ar fi vrut unii, avantaja pe cel care era în funcție, dar spre deosebire de primari, deci legea primarilor similară, care nu a creat niciun fel de probleme de disfuncționalități, deci nu aveam motiv să o schimbăm. Aici am avut încetări de mandat înainte de termen, boală, deces, arestările acestea s-au trimitele în judecată și ar fi trebuit și trebuie să facem alegeri în mai multe județe. Cheltuielile sunt imense. Una este să faci o cheltuială pentru alegerile într-o localitate, fie ea și municipiu, și asta să facem foarte multe județe. De aceea s-a ales votul indirect, pentru că la votul indirect președintele ales de consilier și în cazul în care acesta nu poate să-și exerce mandatul, consiliere dau un vot și nu costă absolut nimic. Pentru că vorbiți despre aceste costuri, credeți că în campanii electorale vor fi mai puțin bani plătiți la negru? Nu vor mai fi deloc bani puțin la negru? Pare incredibil că în România cineva își pune serios problema să nu se mai finanțeze campaniile la negru. Știm bine că unul e textul oficial, alta e ce se întâmplă în practică. Eu am spus că indiferent ce lege adoptăm, evident că banii donați legal, susținerile legale vor fi întotdeauna transparente, iar susținerii legale, bani la negru, cum spuneți dumneavoastră, vor încălca legea dacă vor exista, indiferent care este acea lege. Deci rămâne să vadă ce lege se încalcă, pentru că, după părerea mea, este greu de a schimba obiceiurile de a folosi și alte fonduri decât cele care sunt permise. Numai că, vedeți și dumneavoastră, nemai existând acel uninominal la președinții Consiliului Județean, nemai existând acel uninominal, așa zis uninominal, la parlamentare, competiția nu mai este atât de acerbă, prin urmare, nevoia de fonduri este mai mică,
Deci, proporțional, mă gândesc eu că și banii negri ar trebui să fie mai puțin. Și acesta este un lucru bun, pentru că orice sursă în această ilicită care susține un parlamentar trebuie, până la urmă, recuperat într-un fel sau altul. Fie prin recuperarea banilor, fie prin susținerea intereselor respectivilor care te-au finanțat. Și noi cu acest lucru nu suntem de acord, ci încercăm prin orice metodă să limităm astfel de situații. Pixurile, bichetele, șepcile, celelalte cadouri care se ofereau în campanie electorală și cu care oamenii se obișnuiseră, vor mai exista, nu vor mai exista, ajutau UDMR-ul sau vă erau indiferente? După părerea mea, materialele promoționale vor exista dintotdeauna. Rămâne acum să vedem quantumul, valoarea pe care poți să o întrebuințezi. Știți că și înainte s-a dat o limitare și s-au explicat exact care sunt materialele promoționale. Aveai voie să dai o pungă sau un pix inscripționat, dar n-aveai voie să faci cadou o pungă de mălai sau o sticlă de ulei inscripționat. Deci toate acestea vor fi reglementate clar în cod și folosința lor a fost probată ca rezultat pozitiv pentru toate partidele, deci nu numai pentru UNPR. Mai mult de atât, noi nu am, având o singură candidatură directă, și anume aceea la locale, nu am apucat să provăm pe atare acest lucru. Ne-am participat la votarea la lege împreună cu USL-ul și am contribuit proporțional cu membrii noștri și cu candidații noștri cu fonduri. Restul, inscripționările, materialele care se alegeau, erau evident făcute de staful central, unde majoritatea erau cei mai mari PSD-ul. Domnule Nigolicea, guvernul, mai susțineți actualul guvern? Copreședintele PNR, Vasile Blaga, spunea că lansează o invitație tuturor posibilor parteneri politici pentru a crea o nouă majoritate, pentru a ajunge la guvernare. Dacă vine la dumneavoastră domnul Blaga și vă propune o alianță, să-i spunem, pentru un nou guvern, ce ați spune, da sau nu? A răspuns deja președintele nostru Gabriel Oprea, și anume că noi nu participăm la nicio acțiune care să trântească guvernul din care facem parte sau guvernele din care facem și am făcut parte. Deci pentru noi o strângere de mână face mai mult decât un act scris și noi trebuie să remarcăm că data asta chiar avem un act scris, se numește Alianța de Centru-Stânga, înscrisă la tribunal cu președintele PSD Victor Ponta, semnată. Și atâta vreme cât contractul este valabil, noi nu-l respectăm. Deci nici măcar nu veți deschide o discuție cu Vasile Blaga? Nu avem ce să discutăm pe această temă. Deci poate exista o propunere din partea domniei sale, dar știi răspunsul dinainte. Bun. Domnul Oprea, despre care vorbeați mai devreme, spunea anul trecut, în decembrie, că UNPR susține pe Victor Ponta și doar pe Victor Ponta, președinte PSD și prim-ministru. Ar putea să fie convins domnul Oprea să susțină în continuare guvernul, chiar dacă în fruntea guvernului nu s-a mai aflat Victor Ponta? Dacă domnul Ponta ar pierde președinția PSD, dar rămâne premier, mai primește sprijinul domnului Oprea? Așa cum am mai spus mai devreme, am citat chiar din spusele domnului Oprea, nu avem obiceiul și nici nu vom face ca să trădim un guvern din care facem parte. Deci guvernul Ponta cu premierul Ponta va fi sprijinit de către UNPR care ține întotdeauna guvern. Anul 2016 de-abia a început și poate va mai aduce surprize politice. Domnul Daniel Fenechiu și-a înregistrat partidul, sunt anunțate și alte partide, unele ar fi trebuit să apară, altele poate că vor apărea mai târziu. Ne putem aștepta la o configurare noastră, vă așteptați la o configurare nouă, configurație a scenei politice? Dacă se aplică ceea ce au solicitat ONG-urile și cred că și
Președintele Iohannis, după ce a ascultat de una dintre solicitările M10, grupul M10 al Monica Macovei de a avea partide cu 3 membri, probabil că vor fi o pleiadă de noi partide. Rămâne să vedem ceea ce scriem în legea partidelor. Pe cine ajută domnul Nicolicianu? Constelația asta de partide, partidulețe mici. Păi cei care susțin spun că ajută democrației. Eu știu, speranța lor este să mai atragă persoane care nu participă la vot, îi consideră că cei care stau acasă sunt nemulțumiți de toți actorii de pe scena politică și dacă ar apărea actori noi, ar izbuti să extragă și pe cei care nu se duc la vot. Cifra e destul de exagerată. Probabil că va fi un partid în care ai un președinte, un vicepreședinte, un secretar și niciun membru. Și aș fi curios să văd și eu cum este un statut aprobat de un congres al unui partid cu 3 membri. Dar de aici încolo mai avem alte probleme. Unii spun că buletinul de vot va arăta precum cartea de telefon. Adică va fi o dispersie foarte mare de voturi, pentru că este foarte greu să răsfoiești un buletin de vot cu multe pagini. Probabil că înscrierile partidelor se vor face mult mai ușor ca să poți să înscrii cu 3 membri, dar participarea la scrutin va avea niște condiții mult mai mari, și anume te înscrii cu 3 voturi, dar să zicem, ca să candidezi trebuie să ai un număr de semnături deosebit de mare, adică pragul dintr-o parte îl muți în partea cealaltă, în așa fel încât să îmbini posibilitatea de asociere cu eficiența votului. Da. Ce își propune UNPR? Veți candida separat la alegeri din 2016 față de colegii noastre din acest moment, colegii de alianță? Deci noi avem o înțelegere scrisă, se numește Protocolul Alianței de Centru Stânga împreună cu PSD-ul, care este valabil până în 2020. El prevede candidaturi comune. Nu ascundem faptul că punem întotdeauna și orice variantă înainte ca să nu fim luați prin surprindere și nu excludem nici candidatura separată. Evident că ne interesează o coagulare a forțelor de centru și de centru stânga, de ceea ce a făcut și această alianță ACS, dar cum nu poți să fii sigur pe nimic decât pe propria noastră semnătură și cuvânt dat, ne pregătim să fim capabili să avem un scor bun și separat. Deci ne excludeți. Nu excludem, dar nu depinde de noi. Deci, noi nu respectăm contractul, atâta vreme cât el este în vigoare, adică, mai precis spune, expiră termenul sau până când aliatul denunță. UNPR a primit niște politicieni din alte partide în ultimul timp. Mă gândesc la fostul liberal Radu Strohe. Care e politica noastră privind migrația parlamentară? Migrația parlamentară a fost reglementată de către 10 decizii ale Curții Constituționale, care nu numai că nu incriminează astfel de migrație, ci spun că este benefică și obligatorie. Asta contrar ceea ce se afirmă în mod populist în public. Încerc să dau de memorie un citat. Societatea nu rămâne încremenită timp de 4 ani cât durează un mandat. Astfel că dacă Parlamentul ar rămâne neschimbat, adică traduc eu fără migrație, s-ar crea o discrepanță între societate și Parlament. Deci, inclusiv în Parlament, această migrație nu numai că este permisă, dar după acest punct de vedere pe care l-am dat în citat al Curții Constituționale, ar trebui să fie chiar obligatoriu. În ceea ce ne privește, noi acceptăm ca membri orice persoană care aderă la principiile noastre, care doresc să dea dovadă de seriozitate,
de disciplină și să apere interesul național. Cine se încadrează, se încadrează, noi nu ținem pe nimeni cu forța, nu chemăm pe nimeni și nu oferim avantaje, dar tot mai mult se îndreaptă spre noi. Au constatat că există un avantaj al predictibilității, și anume atunci când ți-ai dat cuvântul, el este respectat și nu e ca în alte partide în care azi se spune una și mâine se sucește. Poate că lumea, chiar și politicienii, au nevoie, zic eu, de o stabilitate, de mai multă disciplină. Și asta oferă un embreu. Da. Seriozitate. Mai purtați discuții și cu alți parlamentari care ar putea să vină la dumneavoastră? Sunt senatori, deputați, dornici să treacă la PPR? Oricine dorește să aibă cu noi o discuție, ne găsește și are această discuție. Noi nu umblăm în mod special după nimeni. În momentul de față, cu 56 de parlamentari, avem 10% din Parlament. Adică, mai precis, nimeni nu poate să facă o majoritate fără sprijinul UNEPR. Conducerea Siriei e un subiect de discuție în continuare pe scena politică. Spuneți-ne care e părerea UNEPR. Ar trebui să fie ocupată funcția de șef al Siriei de un om care vine din domeniul politic? Chestiunea aceasta cu criteriile care trebuie să le îndeplinească un șef al serviciilor secrete este o chestiune falsă. Nu există niciunde în lege precizat de unde trebuie să provină, ce condiții trebuie să îndeplinească un politic sau nu din opoziție sau nu. Cred că în decursul anilor am avut toate variantele posibile, deci sunt permise toate variantele posibile. În ceea ce ne privește, Gabriel Oprea a declarat că pe lângă sprijinim guvernarea, pentru că se puse undeva în presă în contrapondere aceasta, precum și acțiunile președintelui Iohannis în ceea ce privește stabilitatea instituțiilor care vizează securitatea națională, știind că președintele nostru e vicepremier și răspunde exact de aceste domenii. De aceea s-au mirat unii că am fost primii care am declarat susținerea către domnul Helbi pentru șefia serii. Mie mi se pare acest lucru firesc. Principalul specialist în acest domeniu e chiar Gabriel Oprea în cadrul partidului nostru, iar în cadrul alianței cu PSD-ul, evident că tot el este. Și atunci specialistul spune cuvântul și ceilalți bănuiesc că trebuie să-l urmeze, nu? Ceea ce s-a și întâmplat. Deci aici nu a fost vorba de puterea sau mărimea unui partid, aici pur și simplu s-a vorbit tehnic. În plus, numirea și alegerea șefului de la SRI, numirea aparține președintelui României, iar votul dat în Parlament nu ține de guvernare, adică nu afectează cu nimic coaliția de guvernare, este o chestiune care ține de Parlament. Nu știu de ce unii au vrut să le contrapună, să creeze un război, o luptă care nu există. O ultimă întrebare, vedem ce se întâmplă în spațiul public. Sunteți un om politic cu experiență, credeți că DNA poate schimba indirect, evident, un guvern, o majoritate parlamentară, oricum, clasa politică pare că se schimbă cu ajutorul acțiunilor de DNA. Încetările de drept ale mandatelor de parlamentari, făcute ca urmare a pierderilor drepturilor electorale, în urma unor condamnări prevăzute în Constituție, la urmă, nici nu contează de ce anumiți parlamentari își pierd mandatul. Am mai avut și pe domnul Petre Roma, care și-a pierdut mandatul ca urmare a unei incompatibilități, care a ieșit în urma unei greșele avocatului dânsului. Am mai avut și decese. Deci există încetări de mandate înainte de termen. Clasa politică nu trebuie rezumată numai la zona Parlamentului. Ea se reînnoiește, se pare că e mai activ acum DNA-ul cu anumite chestiuni. A avut și succese deosebite. Ce mă impresionează pe mine în mod plăcut este că
Anchetele durează mai puțin, există celeritate în întocmirea dosarului și trimiterilor în instanțe. Asta înseamnă că se lucrează bine. Când se țineau dosarele la dospit mai mulți ani de zile, nu era în regulă. Deci abia acum intrăm în normalitate. Deci clasa politică se înnoiește oricum. Toate acele încetări de drept, v-am spus, demisii, deces, pierderea drepturilor electorale, incompatibilități. Dar numai sunt 30 și ceva de locuri de parlamentari rămase libere. N-a trebuit să se ocupe în vreun fel? Aici sunt două chestiuni. Există acele mandate care au fost atribuite suplimentar și acolo deja s-au decis prin lege că acolo nu se mai fac alegeri. Adică dacă eu aș fi avut un mandat și cineva ar fi fost suplimentar pe același colegiu, dacă unul dintre noi își pierdea mandatul, exista un reprezentant pentru colegiul respectiv și nu se mai fac alegeri. Există, în schimb, și mandate care se eliberează și colegiul respectiv rămâne fără reprezentant. Acolo probabil se va face alegeri, dar după cum știți, guvernul adună mai multe cazuri, timp 6 luni de zile și le fac cam în aceea zi, pentru că organizarea e mai ușoară când o faci pentru mai mulți. Cu privire la numărul de parlamentari, reamintesc că în urmă unui amendament al meu care a îndreptat ceva extraordinar de grav, și anume ar fi existat posibilitatea ca cineva care a luat 50-60% să nu și-a mandat. Iar amendamentul meu spune că îi se dea obligatoriu, a adus USL-ului 117 mandate în plus. Dar acest amendament al meu n-ar fi mărit numărul de parlamentari din Parlament. Evident că dacă se aplică amendamentul meu, mandatele acelea sunt mai puține de la cei mici. Și la vremea aceea, liberalii și cu UDMR-ul au spus că nu vor să fie prejudiciați de către un partid mai mare care ia mai multe mandate și au solicitat și au reușit să introducă un amendament prin care au spus că dacă ei sunt defavorizați, să li se atribuie și lor mandate suplimentare. Evident, în cazul acesta au fost defavorizați cu 117 mandate, fapt pentru care li s-a acordat 117 mandate suplimentare. Aceasta este cifra cu care a crescut numărul parlamentar. Dacă se elimină acest amendament, numărul parlamentarilor nu va mai fi atât de mare, iar în ceea ce privește USL-ul, are datorie față de mine și zic eu față de UDMR, UNEVR, 117 mandate minus 15, 102 mandate. Adică ar trebui să mă facă parlamentar 408 ani ca să-și achite datoria față de mine. Mulțumesc mult!